după ce au trecut prin clipe de coșmar în urma incendiului devastator, localnicii din satul mehedințean Scăpău așteaptă sprijinul autorităților. Între timp, instituțiile spun că sunt în căutarea celor care au pus foc la vegetație uscată. Au trecut flăcările, a rămas drama. Zeci de familii din satul Scăpău se confruntă zilele acestea cu adevărate nenorociri. Își văd agoniseala de o viață distrusă. Doamna Constanța nu doar că a rămas fără munca din gospodărie și grădină, ci s-a ales și cu arsură pe mâna stângă. În încercarea de a salva bunurile, a fost atinsă de flăcări. Cine a fost? N-a fost nimeni. Toți au fugit care mai de care când au venit cu pompierii. Aici nimic. Aici au venit după aia ca să vadă ce este. Ce v-a ars? În grădină, tot. Puteți să mergeți să filmați în grădină ce a ars. Mergem. Dumneavoastră sunteți, văd, arsă la mine. Arsuri grave, văd. Cum s-a întâmplat? Păi cum? Când am pus furtunul pe gard ca să nu intre focul în grădină. Practic erați disperată să nu vă ardă bunurile. Da, și am ars eu. Puteam să arc cu totul și nu realizam atunci nimica când a fost. Cum v-ați salvat? Cine v-a ajutat? Păi a fost soțul, că soțul a fost colea lângă, că dacă ardea de aici așa, a luat tot foc. Nu mai stingea nimeni. Constantin Neagu este cel mai afectat dintre localnici. Casa s-a ars din temelii. Între timp, a primit un sprijin bănesc din donație. În plus, autoritățile spun că acești oameni vor primi materiale de construcție din partea mai multor firme din Mehedinți. În mod normal, și guvernul poate sprijini aceste familii, doar că formalitățile durează, iar acești oameni nu pot dormi sub cerul liber. A venit cineva de la București, ne-a dat o mică atenție de 100 de milioane, o verișoara mea de 15 milioane și mai vin oamenii din sat și mai un milion, două, cât poate, 100 de roni. Îmi spuneți că a venit cineva de la București să vă ajute cu ceva, dar practic este o donație. Da, este donație, un mic ajutor și a zis că mai trece pe la noi. Dar autoritățile? Deocamdată sunt promisiune. Au venit, au făcut constatare și așteptăm. Nu se știe. Sunteți încrezător că veți primi? Sperăm. Aș vrea să mă întreb ce măsuri ar trebui luate împotriva celui care a pus focul, din punctul dumneavoastră de vedere, omul care a pierdut practic totul. Doamne, ce să vă zic? Măsurile, ce o zice Dumnezeu? Ce pot să spun? Nu știm cine e, să zic că e un vecin sau că e un răufăcător. O întâmplare, Dumnezeu știe ce are de făcut. Același scenariu, alte drame, alte zeci de familii au fost afectate de flăcările mistuitoare. Familia Gârleanu a rămas fără toată gospodăria, însă este mulțumită că are unde dormi. Azi, pătulul, magazia, grajdul, tot ce am... Se vede bucătărie, tot ce am avut aici. Povestiți-ne un pic șirul evenimentelor, cum s-a întâmplat? Doamne, de aici a venit focul, din partea asta. De pe margine, de la vegetație? Da, de la miriște, de la ce a luat foc, nu știu. A venit, a trecut asfaltul, cum bate vântul ăsta mai tare, niște flăcări uriașe, venea așa cu tornat din alea pe sus. Dacă băteam aici, poate că îl strângeam, dar n-am putut să ne ținem la el. Da, au dus acolo, au terminat apa, nu știu ce s-a întâmplat, a plecat. După câteva minute iară s-a aprins foc. Atunci a trecut asfaltul, până a venit pompierii, deja casa a început să ardă. A ars și din casă? În casă nu, în casă n-a apucat să intre, numai acolo, uitați, la țiglă, la căpriorii, blanchețul și ăștia, n-a apucat să intre în casă. Animale? Au murit păstări, găini, rațe. Mici. Și mi-a scăpat niște puișori prin curte. A pus focul acolo, a venit pompierii, l-a stâns, au plecat. Și după ce s-a aprins, a venit totul în adă. A dus un colț ăla de la pomișorii aia, a ridicat la, nu știu la ce, când m-am uitat, de fioare, de spaimă. Când am văzut că ia încoace, asta e de două ori. Baluri. Și am putut repede în casă, am luat butelia, am stâns curentul.
actele afară, toate, am scos ce a fost principal. De găini m-am interesat, am avut niște pături pe sârmă, nu m-am interesat de ele. Că n-am mai putut să mă ne băgăm pe aici. Am fugit pe mă. Și v-a ars toată gospodăria. Dacă vă spun drept, am plecat la poartă și nu m-am uitat. Am zis că ce vrea Dumnezeu, că nu mai pot să mă uit. Practic să vă salvați pe dumneavoastră. Da, era sus. Ce clip ați trăit în momentele acelea? Gagu. Acestui bătrân i-a fost distrusă toată grădina. Practic, toată munca a dispărut sub puterea mistuitoare a flăcărilor. Gardul ăsta și 360 de metri de pătrat de vie. Merge să vedeți acolo. Grădinile, nu m-am niciun pom. A venit focul din dealul ăla. Are gardurile ălea. A intrat cu alea. Necontrolat. Pompierii. Ce să facă? Unii stingeau colo, unii au venit doi colea cu pompițele alea cu burduful, unul a venit cu furtunul să stângă dincolo. Spuneți că focarele erau mult prea multe ca să poată face față. Și venea flăcări așa și de nu mai știai de fum și câinile săracul fugea în toate direcțiile de fum. Aceleași dramele trăiesc mulți alții localnici din sat care își văd munca distrusă, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață. Nu a venit nimeni. Practic fiecare s-a descurcat. Fiecare s-a descurcat cum a putut. Și așa, uite, vecinii, că așa am tărit unul la altul, ne-am descurcat. După ce s-a produs incendiul, după ce oamenii au fost oameni care n-au avut unde să stea, autoritățile i-au ajutat? Eu n-am văzut pe nimeni aici, n-am văzut să ajute pe cineva. N-a venit. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Dar nu știm cine a pus. Dacă nu, deci organele locale trebuie să depisteze, noi pe cine să le punem că a pus foc. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să pățească cel care a pus focul? Conform legii. Și mi-a fi dat foc, despre de veselă, din coa a venit focul. N-am mai putut să mai țină nici tractoare, nimic, și pompierii nu mai putea să mai facă. Și noi cu furtunile, am avut furtuni întinsă, dar ce să facem? Uite și cimitirul, cum a tot. Ce măsuri ar trebui să se ia în opinia dumneavoastră acum? Eu știu, dacă ne-a dierzi păgubiș și pe noi, cu ce s-ar putea așa? Că de mai punem și noi, mai să mai pună și statul, să putem să ne dierzi păgubim. Asta suntem, să-l dăm din mulțumim lui Dumnezeu că avem acoperiș capului de nou. Nu era mult și ardea bucătărie, era mașina în cuche, era că nu știam unde să ne ținem, mama mai întâi. Autoritățile spun că cei care au pus focul vor fi sancționați, asta în cazul în care vor fi depistați. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului de vegetație uscată de pe raza localității Scăpău, comuna de Vesel, din data de 9 august, este focul deschis folosit în spații deschise. Bun, măsuri împotriva celor care au pus focul au fost luate? Până în acest moment nu au fost identificate persoane, însă cercetările sunt continuate de către colegii de la IPJ Mehedinți. În cazul în care vor fi identificate persoane, ISU Mehedinți poate aplica sancțiuni contravenționale cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei. Ne confruntăm cu cele mai grave incendii din ultimii ani în județul Mehedinți. Suntem la fața locului de câteva zile, identificăm persoanele care au pus foc, sperăm să le identificăm cât mai repede pe toți proprietarii de terenuri pentru a-i putea sancționa. La groapa de gunoi din Drobeta Tun Severin, care a ars acum o săptămână, am identificat 8 persoane care urmează să fie sancționate. Suntem în continuu pe teren, s-au făcut patrule formate din mai multe instituții, poliție, jandar, gară de mediu, și sperăm să identificăm cât mai mulți astfel de cetățeni care sunt inconștienți și care dau foc la miriști. Vreau să vă spun că mai multe firme de construcții din Drobeta Turnu Severin deja și-au manifestat disponibilitatea de a-i ajuta pe acești oameni, în sensul că le vor aduce materialele de construcții necesare pentru a-și reface locuințele distruse în aceste incendii. Despre sancționarea celor care pun astfel de incendii, pentru că se întâmplă tot mai des astfel de cazuri. Da, am dispus prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență deplasarea unor echipe mixte cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în acest sens,
care în momentul actual fac controle în toate unitățile administrative din județul Mehedinți, în scopul prevenției și totodată popularizării a ceea ce pot să pățească cetățenii care nu înțeleg că nu trebuie să dea foc la miriști. Din păcate, o astfel de tragedie se poate repeta oricând, pentru că mulți dintre oameni ignoră îndemnul de a nu mai da foc vegetației uscate. În doar 2 luni, în Mehedinți au avut loc peste 400 de incendii de vegetație uscată.